Am revenit în direct și vorbim despre una dintre meserile la care visau românii la începutul anilor 90, șofer de tir în Germania. Legenda spunea că norocosul ar fi câștigat mulți bani și nici nu ar fi avut un program prea încărcat. Când au ajuns în Occident, oamenii au aflat adevărul dur. Programul de lucru este aproape nesfârșit, iar salariul mic spre deloc. Zeci de tone cărate 1000 de kilometri între Italia și Franța, șoferi români și sute de povești, restricții, visuri și o breaslă, altădată respectabilă, scindată în pribegie de sărăcia de acasă, de noroc, de legi și de angajatori avari deopotrivă. Sunt români care lucrează în Italia cu un contract de muncă italian, dar sunt și români care lucrează pe același traseu, pe același tip de camion, dar pe un contract făcut în alte țări, chiar și în România, care ajung să câștige cu până la 1000 de euro mai puțin decât cei care lucrează în formă legală. Arpad, din Caraș Severin, a acceptat să ne povestească despre români și problemele întâmpinate în comunitatea europeană. Ne-am întâlnit într-o dimineață blândă la Pavia. Să ai grijă de casă, da? Ai grijă de casă. Și-a luat bagajul și a rămas bun de la soție. Trebuie să ducă marfă la Lyon. Colegul său, Emil, vine să-l ia cu camionul. Va opri apoi la Torino, iar de acolo va conduce singur până la destinație și retur. Și Arpad și Emil au întâlnit angajatori avari care i-au umilit. Între timp și-au găsit liniștea într-o companie corectă, dar recunosc că românii sunt tratați rău și au contracte de muncă păguboase. Șoferii nu sunt asigurați, nu sunt tutelați, nu au drepturi. Și de cele mai multe ori se întâmplă să nu li se plătească niciun fel de contribuții, de impozite către stat. Nu șomaj, nu CAS, nu pensie. Sunt mulți care le opresc din salariu, vezi, Doamne, că are consumul mai mare de motorină. Mulți patroni vor să meargă pe statală, nu pe autostradă, să nu plătească autostradă. La Torino, Emil rămâne la odihnă. Arpad preia camionul și își vede de drum către Lyon. Înainte de a intra în tunel, vom fi verificat termograful. Sunt multe firme care, ca să economisească banii ăștia, 600 și de euro, dus-întors, îi pun pe șoferi să traverseze munții ăștia pe sus. Și nu se gândesc că de fapt este interzisă circulația pentru camioanele de marfă de peste 19 tone. Filmelor românești multe procedează așa. Românii angajați la patroni zgârciți riscă 90 de euro amendă și reîntoarcerea la tunel. În general, jandarmii îi întorc pe drumul cu plată. Cel puțin jumătate dintre cei amendați sunt români angajați în România de companii occidentale. Ei sunt sclavii despre care vorbesc sindicatele. Cei care, din cauza legilor obtuze, sunt ai nimănui oriunde în Europa. Un șofer cu contract românesc care lucrează aici și pățește ceva, absolut orice problemă, nu are unde, la ce instituție să se adreseze pentru a cere ajutor. Câteva zeci de mii de șoferi români lucrează în Italia. Majoritatea primesc jumătate de salariu mediu, nu-și cunosc drepturile și acceptă să facă orice. Încarcă, șofează, descarcă, păzesc. Sunt amenințați de angajatori și constrânși să scoată timp record între curse, să doarmă în camioane, să consume cât mai puțină motorină. Obosesc frecvent, iar mașinile le sunt bombe pe roți, care pot produce oricând drame. Ne-am apropiat deja de traforul de Răius, tunel prin care ieșim din Italia și intrăm în Franța. Tunelul are 13 km, două detașamente de pompieri, italieni și francezi, costuri și reguli stricte de viteză. După tunel, pauză, 15 minute și încă o amintire cu români disperați. Am fost sunat de către doi șoferi care stăteau în gară la Roma și m-au rugat să intervin pe lângă patronul meu să îi angajeze, fără absolut nicio pretenție bănească, doar dacă este posibil să fie lăsat să doarmă în camion și să primească bani de mâncare. Deci gândiți-vă în ce stadiu au ajuns. Ar fi foarte important și foarte bine pentru breasla de șoferi
să avem o viață decentă și să fim plătiți la fel. În parcare îl cunoaștem pe Mihai, român plecat de acasă pentru același vis, bani și un trai mai bun. Da, absolut că dorm în camion, că nu o să dorm la hotel, că nu ne permitem. E ceva lege europeană care obligă patronii să vă ajute, să vă iasă... Păi, da, trebuie să dormim și la hotel, practic. Și alegerea dumneavoastră să dormiți... Alegerea mea să dorm în cabine, dar ce să facem? N-ai ce face, tot trebuie să pleci de casă, câștigi un bar, că altfel la noi în țară nu se poate. Ne ducem în prăpastie. Ca să poată modifica legislația din domeniu, la Bruxelles, Federația Europeană a Transportatorilor și marile sindicate românești le recomandă șoferilor să reclame abuzurile angajatorilor oriunde se află. Când pleacă din țară, îi se promite una și după aia se întâmplă alte greutăți. De exemplu, au probleme în Franța, în Belgia, în Danemarca. Acolo avem filialele noastre. Ei se pot adresa pe probleme sociale, fie că e vorba de condiția de muncă în care trăiesc. Se apropie sfârșitul acestui program abuziv. The Romanian driver, for example, who works in Belgium, he has a contract. As a Romanian, he is paid the Romanian salaries, but he's working permanently in Belgium. So this Romanian driver should have a Belgian contract with Belgian working conditions. Conform sindicatelor naționale ale transportatorilor, 100.000 de șoferi români lucrează în acest moment în cadrul companiilor care activează în comunitatea europeană. Dintre ei, afiliați sindicatelor și protejați ca atare, sunt doar aproximativ 5.000.